Când vom comenta și asta, să fie la un moment dat pregătită și registrată de astăzi, când o candidată spunea cu visul, cu fie visul, aia, deci aia e cea mai tare declarație din ultima lună a unui om politic și are legătură și cu cercetarea aceea sociologică despre boala mentală în societate. Cu cercetări medicale are cercetări medicale, posibile viitoare cercetări medicale. La, la occiputi. Pentru că nu avem un câștigător din primul tur de scrutin. Nu există o persoană care să fie câștigat 50% din numărul de voturi estimate. La urmă nu există 50%. Sunt unul din cei au, de fapt, dreptul de a vota. Sigur, aceste lucruri fiind foarte greu de obținut pentru că există o legislație electorală de așa natură, era foarte multă de că se baga o bătălie în primul 2. Vă spuneam la un moment dat că sunt peste 20% ce se adună de la candidații de pe locul 3 în jos până la cel de pe ultima poziție. Iar aceste 20% electorat va fi probabil foarte important pentru stabilirea rezultatului general de după cel de-al doilea tur de scrutin. Doamnelor și domnilor, rezultatul exitului Sociopol realizat astăzi la ora 19 indica următoarele rezultate pe care vi le prezentăm în momentul acesta în premieră națională. În turul al doilea de scrutin, Victor Ponta intră cu 40%. De opinie, se vorbea despre o diferență de aproximativ 10% între cei doi, dar la această oră nu avem voturile din diaspora, nu avem voturile din ultimele două ore, de la 19 la 21 și nu avem voturile nici în Republica Moldova. Și nu avem în general, sigur, posibilitatea prin acest exit poll să estimăm eventualele manevre. Dacă există cumva manevre, acestea nu pot fi cuprinse într-un exit poll. 40% Victor Ponta, estimare ora 19, 31% estimare pentru Claus Iohannis. Cu siguranță însă aceasta va fi ierarhia și cei doi vor ajunge în al doilea tur de scrutin. Asta este ce. Vă propunem să mergem mai departe pentru a vedea cum s-au clasat ceilalți candidați pe locul al treilea în sondajul de opinie, în exit poll-ul ce se ietați în Sociopol, este Călin Popescu-Tăricianu cu 6%, urmează Elena Udrea cu 5%. Exact, i-am zis eu maximum. Monica Macrovei 4%. Doamne ferește. Și Kelemen Funor 4%. Kelemen Funor este candidatul lui BDR 4%. Deci remarcat ceva foarte interesant. Numai următorii 4 care se clasează înseamnă un electorat de aproape... Ție nouă candidat, ție nouă și un ceilalți sunt șapte. Ceilalți 14. Bun, un prim comentariu, domnule Bogdan Chireac, vă rog. Deocamdată așteptăm configurația finală pentru ora 21 pentru primii doi clasați. Acestea sunt primii doi clasați, Victor Ponta și Claus Iohannis. Mai departe, de la locul 3 în jos, să așteptăm. Eu cred că o doamnă va intra pe locul al 3, dar cel mai posibil doamna Monica Macrovei. De ce nu e Elena Udrea în acest sondaj în loc de la egalitate? Ultima săptămână de campanie a fost clar, evident, cu mulțime de fapte date împotriva doamnei Udrea, cred că a decontat acest lucru în ultima săptămână de campanie. Doamna Monica Macrovei era destul de mult în urmă, cred că la ceea ce se referă și Bogdan Chiriac, e mai mult modul în care sondajele antocase în cursul zilei de astăzi au intuit la un moment dat că Monica Macrovei ar putea fi pe locul 3. Nu știam că rezultatele finale pot
schimbat, să nu uităm că vin rezultatele bilietelor care contează și la de data asta. Să nu uităm că sunt numărători care schimbă rezultatele pentru că așa se întâmplă un sondaj, Deci hai să vorbim mai scurt ca să dăm mai multă informație. Între 19 și 21 mai votează aproape 1 milion de oameni. 10% din totalul celor care se prezintă la vot. Pot fi modificări până la ora 21. Experiențele precedentelor alegerilor. Ora 23, ora 24, rămâneți la televizor, rămâneți pe decenii, rămâneți pe site-urile care vă pot... Poți să vin pentru momentul publicitar, domnule Alex Cosmin, Codrin, e ok? Gata. Mai puțin. Merge. Deci în primul rând mulțumesc foarte mult ieșenilor, moldovenilor și românilor care au ieșit la vot și au votat așa cum suntem de cuvință. Vreau să mulțumesc în mod special faptului că oamenii conștientizează despre impactul acestui vot și miza acestui vot important. Pentru că vrem să fim o Românie puternică în Europa, o Românie care să fie unită și o Românie care, de fapt, să scape de regimul Traian Băsescu. Vreau să mulțumesc în mod special simpatizanților, alegătorilor de Victor Ponta, pentru că, într-adevăr, dânsii înțeleg foarte bine că trebuie să schimbăm un regim și că vrem să avem o Românie, într-adevăr, puternică și care l-a deschis-o deja în Europa și să avem o guvernare foarte bună pentru următoarea ani de zi. Sigur că este o victorie de etapă. Era previzibilă, o știm, o să așteptăm să vedem numărătoarea voturilor și după aceea o să-și tragem concluziile necesare. Important este că ne pregătim de turul 2, trebuie să mobilizăm foarte atent pentru că va fi un tur 2 foarte dificil. Sper tot în continuare și cred total că Victor Ponta va câștiga președinția României pentru că România are nevoie de Victor Ponta la această oră. Dacă aveți întrebări. Credeți că la nivelul județului Iași se păstrează acest procent de 40%? Cred că da și sunt foarte curios cum va ieși pentru că avem un vot destul de mare în urban și avem un vot mai puțin decât în ceilalți ani în rural. Și ceea ce mă bucur este că a ieșit foarte multă lume la vot, chiar în urban. Și asta e important, pentru că în funcție de acest vot ne vom da seama mai departe care sunt mesajele care așteaptă populația și ce așteaptă la alegători, de la candidați la populația. E foarte important acest lucru. Vedeți că justiția e o problemă foarte importantă. Poliția, problemă în România, în continuare, e foarte importantă. Așa că va trebui să găsim mesaje necesare și, de ce nu, chiar soluții necesare pentru că oamenii să fie mulțumiți de ofertă la Victor Ponta. Ce credeți că se va întâmpla în turul 2? Ce mișcări de trupă? Va câștiga Victor Ponta președinția României. Vom vedea după ce numărăm voturile și după aceea vom vedea mai departe ce va întâmpla în turul 2, pentru că românii deja au dat o opțiune în această seară. Au dat deja o tendință în această seară. Vom vedea ce s-a întâmplat și în diaspora, pentru că nu avem toate informațiile, deci sunt 3 milioane de români plecați afară și care vă votează, interesează ce e în România. Foarte important.